stimate telespectatoare, stimați telespectatori, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. În această ediție ne vom ocupa de cele 5 limbaje ale iubirii, așa cum le prezintă în cartea sa Gary Chapman, cele 5 limbaje ale iubirii. Invitata noastră este Corina Sándor Martin din Baia Mare, Biserica Philadelphia, unde împreună cu soțul ei se ocupă de lucrarea cu familiile și Corina împreună cu Traian Sándor Martin consiliază familii și prezintă adesea cursul intitulat Limbajele iubirii. Bun venit, Corina, în studioul nostru. Bine te-am găsit, Rodica. Mă bucur să ai o bogată experiență de viață, fiind mamă cu 3 copii mari și o profesionistă care și-a desfășurat activitatea în multe domenii, plecând de la inginerie până la activitatea ta de 15 ani de televiziune, la televiziunea locală din Maramureș și acum la Biblioteca Județeană din Baia Mare. Sunt sigură că toate aceste activități te-au ajutat să acumulezi și pe linia dragostei, a iubirii, multă experiență. Și aș vrea să trecem la subiect, pentru că timpul se duce foarte repede, și să te întreb prima dată: de ce, când vine vorba de iubire, oamenii sunt atât de diferiți? De exemplu, eu sunt foarte încântată de cadouri și totdeauna dacă primesc un cadou cât de mic, sunt în al nouălea cer. Mă gândesc că cineva mi-a acordat atenție, s-a gândit la mine. Pe când, de exemplu, soțul meu, persoana pe care o cunosc cel mai bine din lumea aceasta, este imun la cadouri. Dacă îi fac un cadou, nu exprimă așa o mare bucurie. Oare care să fie problema? L-ai pomenit pe Gary Chapman și nu pot decât să-i fiu recunoscătoare, pentru că înainte de a identifica aceste 5 limbaje ale iubirii, viața de cuplu a avut mult mai multe surse de tensiune. Acum, bine ar fi toată lumea să citească cartea ca să se lămurească. Pentru mine a fost absolut revelatoare, dar din păcate am descoperit-o după vreo 20 de ani de căsătorie, timp în care nu am înțeles de ce, așa cum tu spuneai, felul în care eu mă simțeam iubită nu rezona cu felul în care soțul meu se simțea iubit. Și am încercat, ca orice cuplu, tot felul de strategii. Dar cea care ne-a luminat cel mai tare a fost această carte a lui Gary Chapman, cele 5 limbaje ale iubirii. Precum ai spus, sunt 5 și faptul că suntem diferiți și rezonăm diferit la felul în care ne simțim iubit este de multe ori o sursă de tensiune în cuplu. Deci e bine să se știe. Acum, eu m-aș duce un pic înainte de căsătorie. Ce se întâmplă când ne îndrăgostim? Acela e punctul de plecare și dincolo de limbajele iubirii, de multe ori comparăm viața noastră de prietenie dinainte de căsătorie cu viața de cuplu de după. Și am auzit multe persoane, femei și bărbați, spunând: nu mai e ca înainte. Acum, hai să vedem ce se întâmplă înainte de noaptea nunții, înainte de luna de miere și ce se schimbă după. Acum, în timpul îndrăgostirii, hormonii romantici ne pun în alertă. Așa le-am zis, hormon romantici. Ei au niște denumiri, au fost identificate, niște substanțe chimice care intră în reacție la un moment dat. Acum, de ce intră în reacție chimia mea cu chimia, acum sigur sunt căsătorită, doar a lui Traian și nu a altui bărbat, asta încă nu foarte bine s-a edificat lumea științifică. De ce nu ne chimizăm și cu alții, doar cu un anume? Eu cred că e foarte bine că e așa. Da, e absolut bine, dar nu înțelegem de ce. Știi, oamenii de știință se întrebă, de ce? De ce numai cu acela?
Deci, practic, în organism se declanșează o întreagă chimie hormonală și atunci pentru ei apare dorința de a cuceri, iar pentru ele dorința de a nu-l pierde. Apare mirajul emoțiilor înainte de căsătorie, când ne întâlnim, când se întâmplă acea chimie. Și atunci ne face să simțim că ne-am dat viața unul pentru celălalt. Încă nu ne cunoaștem foarte bine, dar vorbim despre lucruri mărețe, despre ce o să facem când vom fi. Și nimeni nu ne spune înainte de căsătorie că, de fapt, conflictele vor apărea din motive extrem de prozaice. Unde și-a lăsat el ciorapii, unde și-a lăsat ea periuța de dinți, cum strângem tubul de dinți, cum lăsăm patul desfăcut, cum punem masa, cum ne ștergem de nasul. De ce dă apa așa de tare? Absolut. De ce căldura lucruri, e așa de mare? Sunt lucruri atât de nesemnificative dacă te gândești la cât e de frumoasă dragostea și noi ne împiedicăm în niște lucruri atât de minore. Dar, de fapt, acele lucruri minore, după, aflăm după, ne irită cel mai tare, ca și pieticica în pantof. Apoi comunicarea, înainte de căsătorie, comunicare la cote maxime. Vorbim într-una la telefon. Nu? Pe vremea noastră poate nu aveam acces atât la telefon, dar astăzi îi vezi pe tineri non-stop cu telefonul la ureche. Când ne vedem, nu ne desprindem ochii din ochi. Ne privim. Gândim pozitiv unii despre alții. Chiar dacă el nu este un june prim pe un cal alb, noi așa-l vedem. Chiar dacă noi, femeia nu este o prințesă desăvârșit, trasă prin inel și nu știu cât de fotomodel, dar băiatul așa o vede. Și vine tata și zice, măi băiete, fata asta îi cam leneșă. Uită ce și ce și cum. Și băiatul zice, vai de mine tată, dar este atât de frumoasă. Să nu îndrăznești să o critici. Și vine mama la fată și zice, fată, da, băiatul ăsta nu prea se poartă curat. Și acum, fiecare mamă, de obicei părinții văd exact punctele negative pe care îndrăgostiții nu le văd. Și suntem foarte supărați că părinții intră în astfel de detalii. Și ne supărăm pe ei. Până într-o zi. Îl vedem pe celălalt din această perspectivă roz, romantică, extrem de pozitivă. Acum ar fi două motive. Nu vrem să-i vedem punctele negative celuilalt sau nu avem timp. Uneori când lucrurile se derulează mult prea repede, auzi de mariaje, după 2 luni s-au căsătorit sau după 6 luni s-au căsătorit, nu știu dacă mai sunt la modă astăzi, dar pe vremea mea încă mai existau astfel de mariaje, n-ai timp să descoperi omul. Și descoperi după că, de fapt, n-ai fi vrut să te întâlnești cu punctele lui slabe. Apoi un alt aspect, personalitățile diferite se atrag. Și știm despre temperamente, precis o tânără colerică se va îndrăgosti de un temperamental liniștit, flegmatic, precis un sangvinic, vorbăreț, deschis, exuberant, se va îndrăgosti probabil de o domnișoară meticuloasă cu un temperament melancolic. Și se simt foarte bine împreună pentru că se completează. În perioada de prietenie, colerica vorbește mult, el tace, e foarte bine, se completează. Ei bine, după căsătorie, fiecare se întoarce la felul lui de a fi. Și atunci colerica simte că el tace prea mult, iar el ar dori să aibă câteodată o telecomandă și să-l o pună pe mute. Să tacă puțin, puțin să tacă. Dar înainte de căsătorie era fascinat că vorbea într-una. Nu trebuia să se obosească să facă lucrul ăsta oriunde s-ar fi dus în public. Sangvinicul era fascinat de ordinea care putea să o țină melancolica. Dar după căsătorie, tânăra mireasă e disperată că el lasă lucrurile împrăștiate peste tot și ea mereu adună după el și pentru ea sensul vieții este ordinea. Dar înainte era încântată că el este cel care o bine dispune și care spune mereu glume. Nu conta că își mai lasă lucrurile, era ușor să aduni unul, două lucruri după el.
Da, bun. Deci toate lucrurile astea se întâmplă înainte. Ce se mai întâmplă înainte de căsătorie? Nu înțelegem că avem limbaje de iubire diferite. Și atunci, din cauza acestui proces chimic care se întâmplă în noi, entuziasmul, toată energia asta care o punem în a cuceri și a fi cucerite, toate lucrurile astea vorbesc în toate cinci limbajele. Adică comunicăm mult, adică ne acordăm timpul unul altuia, ne facem cadouri, ne facem servicii și iată, așa enumăr și care sunt cele cinci limbaje și ce să mai vorbim de atingeri fizice, tandrețurile sunt la ordinea zilei în cupluri înainte de căsătorie. Deci acestea sunt cele cinci limbaje. Declarațiile, timpul în doi, cadourile, serviciile și atingerile fizice, o să le luăm pe rând. Ne exprimăm în toate aceste limbaje, chiar dacă noi avem un limbaj dominant de obicei, la care se mai adaugă unul, dar ne exprimăm într-unul maxim două limbaje ale iubirii. Dar ce se întâmplă după? Adrenalina care a pompat în organism, specialiștii spun undeva până în 2 ani, organismul se obișnuiește, adică nu mai avem simptomatologia, nu mai transpiră palmele, nu mai avem palpitații, halou roz se șterge. Și după căsătorie trece o vreme, trec câteva luni și percepem că persoana de lângă noi s-a schimbat. Și apare această uimire. De ce? El nu mai vorbește cât a vorbit înainte. Nu era limbajul lui de iubire. Ea primise cadouri până atunci. El nu îi le mai face, pentru că zice, domnule, păi am dus-o la casa mea, acum ce cadouri să-i mai fac? Îi dau salariul la sfârșit de lună și să se descurce. Iar ea este dezamăgită, pentru că așteaptă cadoul ăla micuț, care îl primea de fiecare dată, sau floarea pe care o primea. De ce specialiștii spun că dacă am trăit cu nivelul de adrenalină la fel de ridicat ca în timpul îndrăgostirii, prea multă adrenalină în corp știm că omoară omul. A muri. Deci se pare că Dumnezeu o rezolvat problema asta printr-un buton care oprește. Mă rog, organismul se obișnuiește cu asta. Și atunci, practic după căsătorie, ne întoarcem cu toții la felul de a fi al nostru. De fapt, înainte jucăm un mare teatru. Din păcate, o spun. După căsătorie, ne liniștim. Și fiecare vrea să se întoarcă la modul de viață pe care îl știe, care îi se potrivește. Ei, necunoscând diferențele acestea care sunt înainte și după, și n-am vorbit despre diferențele din creierul femeii și creierul bărbatului, că discuția ar fi doar despre asta, necunoscând toate lucrurile astea, apar primele conflicte. Tu nu ești așa, tu cum poți gândi așa, dar eu am crezut că ești așa, dar eu aș fi vrut să fie așa și apar primele discuții. Da, cam asta ar fi despre ce se întâmplă înainte. Ai adus prezentarea într-un moment foarte important în care e clar că ne vine o întrebare. Bun, și ce se întâmplă după ce apar primele conflicte? Pentru că la început aceste diferențe majore parcă sunt o atracție, cum spuneai, dar după aceea tensiunile devin insuportabile și persoanele care s-au atras foarte vizibil și bine, încât au hotărât să se căsătorească, parcă încep să se respingă. Ce facem? Sunt unii care i-am auzit după căsătorie spunând așa, mă, cred că nu m-am căsătorit cu persoana care trebuia după ce au trecut acele senzații și după ce a început să vadă că vorbește prea mult sau că tace prea mult sau că e prea dezordonată sau că e prea meticuloasă, i-a trecut și a zis ca pentru el sau ca pentru ea, cred că nu m-am căsătorit cu persoana potrivită. Ce facem? Într-adevăr, nu ne-am căsătorit cu persoana potrivită sau li se întâmplă tuturor așa? Da, eu cred că li se întâmplă tuturor. Este așa ca un fel de recul în care începi, de fapt, din acel moment începi să te adaptezi și să cunoști cu adevărat omul. Acum, dacă n-a fost o prietenie lungă de câțiva ani în care poate se cunosc din adolescență și au venit până în prima tinerețe și s-au căsătorit, a trecut un timp suficient. Vehiculul care duce o relație de lungă durată este prietenia. Deci dacă cei doi
N-au reușit să fie prieteni în sens de camaraderie, în sens de susținere, susținerea aceea necondiționată de amor, de îmbrățișări, de cuvinte dulci, ci pur și simplu camaraderie, tovărășia aia de umăr la umăr, te ajut pentru că ești prietenul meu, nu pentru că ai ochii frumoși, ci pur și simplu pentru că am decis să fii prietenul meu, pentru că avem în comun foarte multe lucruri, gândim, avem același set de valori. Deci sunt o serie de lucruri care se fundamentează în relație. Și atunci hai să toate acestea le numim prietenie. Deci dacă nu este prietenie în cuplu, greu supraviețuiește relația fără conflicte. Pentru că atunci când ești prieten cu omul de lângă tine, poți să accepți defectele. Poți să tolerezi greșelile care le face. Și spui, îi cunoști inima, îi cunoști caracterul, îi cunoști temperamentul. Ce aș recomanda persoanelor care n-au ajuns să fie bune prietene, soț-soție, dar prietenii, noi zicem că suntem prieteni înainte de căsătorie, dar unii consumă prietenia asta, din păcate, doar în registru emoțional, sentimental și al tandrețurilor. Și nu ajung să se cunoască cu adevărat. Atunci apar aceste conflicte și tensiuni imediat. Dacă, iar spun, dacă oamenii au traversat întâi o perioadă de prietenie pe care am să o numesc camaraderie și ajung înspre îndrăgostire cu decizie de a se căsători, conflictele nu sunt așa de mari, tensiunile nu sunt așa de mari. Atunci ce recomand acestor oameni? Cunoașteți-vă. E timpul să vă cunoașteți. Poate că au trecut 2 ani de când v-ați căsătorit și sunteți în tensiuni. Poate că au trecut 5 ani. Pot să treacă chiar 10 ani. Poate că acum e timpul să-ți cunoști partenerul, partenera, așa cum ea este de fapt. Eu recomand cuplurilor, desigur, cele 5 limbaje ale iubirii. Este de foarte mare ajutor. Apoi, e bine să ne cunoaștem temperamentul. Foarte multe cupluri au înțeles după ce și-au făcut testul și au văzut, este precis un coleric cu un... Rar se întâlnesc 2 colerici, rar se întâlnesc 2 melancolici, rar se întâlnesc 2 flegmatici, se plictisesc unul pe altul. De obicei, personalitățile opuse se atrag. Atunci când înțelegi care sunt punctele tare ale partenerului și care sunt punctele slabe ale tale la care trebuie să lucrezi, în momentul în care îl cunoști pe celălalt, imediat te poți armoniza. Atunci când cunoști, iubești mai ușor, nu? Chiar și în relația cu Dumnezeu, când îl cunoști pe Dumnezeu, poți să-l iubești. Rar îl iubim înainte de a-l cunoaște. Apoi trebuie să înțelegem ce este iubirea. Dacă ne rezumăm la definiția din dicționarul limbii române, care este o definiție extrem de săracă, care spune că dragostea este un sentiment de afecțiune pentru cineva sau ceva, atunci dragostea asta este foarte săracă. Din fericire, Biblia ne dă una dintre cele mai frumoase definiții ale iubirii și Apostolul Pavel în Corinteni, n-am să o citesc acum, dar știm, nu cred că nu se știe, dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este plină de bunătate. Desigur că Pavel nu vorbește aici despre îndrăgostiți, aici vorbește despre atitudinea, alegerile pe care noi oamenii trebuie să le avem față de alți oameni. Nu vorbește despre îndrăgostiți, dar este un model pe care cuplurile ar trebui să-l ia. Pentru că atunci când poți să... ce înseamnă dragostea este îndelung răbdătoare? Este dragostea care are o cale lungă până la mânie. Mi-a plăcut foarte mult să descoper în original asta. Îndelungă răbdare înseamnă o cale lungă până la mânie. Păi dacă trăiești cu partenerul de viață conștient că trebuie până la mânie trebuie să fie o cale lungă, atunci îți ajustezi cuvintele, atitudinea, tonul vocii. De multe ori aici ne supărăm foarte tare la tonul vocii. Apoi, dragostea este plină de bunătate. Păi dacă nu înțelegi că dragostea nu este ce-mi dai, ceea ce îți pot oferi eu, nu ceea ce faci pentru mine, ceea ce pot eu să fac pentru tine, iubirea ta este foarte săracă pentru partener. Apoi, când înțelegi că dragostea nu pismuiește, când dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu este loc pentru lucrurile astea în relația de cuplu. Și, Doamne, de multe ori ne rănim
cu cuvinte grele, cu atitudini nepotrivite, cu jigniri. Întotdeauna am spus, cuplurile nu ar trebui să piardă respectul unul pentru altul, sub nicio formă. Respectul ar trebui să fie un ingredient principal în rețeta dragostei. Pentru că toate aceste cinci limbaje oarecum vin să ne umple cu sentimente plăcute, rezervorul emoțional care e nevoie să fie plin, pentru că acolo se găsește combustibilul care ne ajută să mergem înainte, să facem toate lucrurile. Te-aș invita să le prezinți și să ne spui și care ar fi mai important, cum ar trebui să le prioritizăm. Și cum să descoperim care este limbajul cel mai important pentru cel de lângă noi? Poate-s mai multe întrebări deodată, dar da, o să le aranjez. Ai pomenit despre rezervorul iubirii. Dacă folosim o metaforă pentru viața noastră emoțională, da, putem spune că avem un rezervor emoțional care trebuie umplut. El începe să fie umplut la vârsta copilăriei și știm că un copil care nu este iubit, care simte că nu este iubit, și aici este o diferență, părinții spun, dar îl iubesc, și copilul spune, dar eu nu simt. Tot apropo de limbajele iubirii, când părinții vorbesc într-un limbaj, iar copilul se simte iubit în alt limbaj și noi neglijăm acel limbaj, un copil care nu s-a simțit iubit va fi un adult care nu va putea oferi iubire. Și acest rezervor al iubirii, pe măsură ce este plin sau umplut, poți să oferi iubire, până la oferi iubire necondiționată. Acolo vrem să ajungem. Acum nu prea reușim întotdeauna, dar asta e idealul. Și atunci începem cu copiii noștri. Prin cuvinte, prin timpul care îl oferim, darurile, serviciile, atingerile, îmbrățișările, toate astea îi hrănesc, îi alimentează rezervorul. Și atunci Gary Chapman împreună cu Ross Campbell, care scriu cartea dedicată copiilor, avem și o carte pentru copii, cele cinci limbaje de iubire ale copiilor, îi spun, atunci când un copil se simte iubit, este mai ușor de disciplinat. Este un copil mai liniștit, este un copil care nu creează probleme, este un copil mai sociabil, cu care poți negocia mai ușor. El se străduiește să nu piardă această stare de bine. Absolut. Pe când cel care nu este iubit zice, măi, și așa, nu... Da. Și multe persoane căsătorite au spus, păi și așa soțul sau soția mă critică tot timpul, nu mă apreciază, păi de asta pot să-mi găsesc în altă parte refugiu. Deci era o cauză cumva pierdută, din cauza că nu era deloc în rezervorul emoțional ceea ce trebuia să fie. Dintr-un rezervor emoțional gol nu poți să oferi iubire. Acum hai să le luăm pe rând, așa cum ai spus. Prima, așa numită declarațiile, este clar, sunt cuvintele. Cuvintele au putere. Știm și din cuvântul biblic, cuvintele se întrupează. Contează foarte mult ce spunem, contează și când spunem, contează cum spunem. Unii cred că un te iubesc la începutul căsătoriei este suficient. Acum, pe vremea noastră era așa, zic pe vremea noastră de parcă am fi nu știu cât de în vârstă, dar este clar că... Eu tocmai am împlinit 25 de ani de căsnicie. Felicitări! Deci, undeva în epoca comunistă pe care noi am traversat-o, nu prea se spunea te iubesc cu zgârcenie, adică în momentul în care decideai să spui că te iubesc, adică erai serios cu lucrul ăla. Era și aia la cartelă, știi, că da. Era și zahărul la porție și uleiul. Știu, și te iubesc, da. Era... Nu prea știai cu te iubesc. Astăzi, tinerii din ziua de astăzi spun îmi iubesc telefonul, îmi iubesc mașina, spun unii băieți tineri. Iubesc papanaș. Iubesc papanaș. Deci cuvântul iubire se folosește în contexte în care noi, ca și copii, spun, nu le-am fi folosit. Acum se face abuz. Adevărul e că noi nu prea aveam nici telefoane, nici papanaș, da. Nici ciocolată și nu prea aveam ce să iubim în afară de persoana. Da. Acum se face abuz de acest cuvânt, te iubesc. Acum, deci suntem între două extreme, n-aș putea să spun. Dar nu e suficient că ai spus la căsătorie te iubesc. Avem nevoie să auzim asta din când în când. Dacă nu zilnic, dar măcar o dată pe săptămână.
o dată pe lună mi se pare deja rar să și spui, o dată pe săptămână, să spui partenerului te iubesc. S-a făcut un sondaj de opinie cu femei căsătorite de cel puțin 10 ani care au participat la acest test cu tema cât mai este dragoste în căsnicia dumneavoastră. Prima întrebare a fost dacă își iubesc încă soții și fiecare femeie a spus da, categoric că ne iubim soții. Următoarea întrebare a fost când ați spus soților acest lucru ultima dată? Care cum? Cum spuneam? Astăzi, ieri, acum o lună, nu mai știu când. Au primit o temă și li s-a spus scrieți un mesaj soților și spuneți-le în mesaj scrieți dragul meu, te iubesc. A fost simplu de trimis mesajul, să vedem câteva răspunsuri. Soții, câteva răspunsuri a soților. Un soț a întrebat, cine ești? Probabil că nu era obișnuit. Nu era obișnuit, încât atunci când a primit un mesaj la soția lui, te iubesc, nu i-a venit să creadă, a spus, cine ești? I-a furat cineva telefonul. Altul zice, pentru Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Acum eu pun și intonația care mă gândesc că o fi pusă e. Un alt a spus și eu pe tine, dar aceștia au fost foarte rari. Eu am dat această temă în unele conferințe și au fost simpatici. Unii soți au spus și eu te iubesc, te rog să cumperi o pâine când te întorci acasă. Altul zice, ce se însemne asta? Iar ai lovit mașina. Nu știu ce vrei să-ți cumperi. Da, exact, ce vrei să-ți cumperi. Nu știu ce am mai făcut, dar asta nu ți-o mai iert. Altul zice, nu da vina pe mine, spune-mi deschis cât mai vrei, ce mai vrei să-ți cumperi, da? Altul zice, visez oare? Altul care e mai dur zice, dacă aflu într-adevăr cui se adresează asta, îți garantez că îl omor în bătaie. Da, deci tot felul de răspunsuri. Te-am rugat de mai multe ori să nu bei atâta, dacă nu încetezi, te părăsesc pe bune. Deci, iată, în funcție de cât de obișnuiți erau soții cu acest mesaj, replicile lor vin pe măsură. Și se pare că în acel experiment făcut, nu prea exprimau femeile foarte des, își iubeau soții, dar nu exprimau pentru că avem astfel de răspunsuri. Acum, ce cuprinde limbajul declarațiilor? Complimentele, aprecierile, cuvintele de încurajare, cuvinte blânde, toate îmbibate în bunătate și respect, am zis. Mark Twain spunea, un compliment bun îmi ajunge 2 luni. Uneori nu ne ajunge 2 luni. Cât de bine ne cade ca soțul să ne spună, ce bine arată astăzi. Chiar dacă ai 25 de ani de căsătorie, ce frumoasă ești, nu? Ce bine stă cu rochița asta. Când ți-ai cumpărat pantofii ăștia? Nu ne cade bine. Adică cum? Nu m-ai văzut? Ce pantofi faini! Da. La fel dacă ne întreabă când ți-ai cumpărat, poate ne întreabă și cât o costat. Da. Astea sunt alte discuții. Și bărbaților le place foarte multe, nu? Să îi spui după 25 de ani de căsătorie, dragă, chiar cu părul cărunt ești fermecător. Am auzit un dialog între doi soți care sărbătoreau 70 de ani de căsătorie și ea îi spune, dragul meu, în 70 de ani niciodată nu am fost atrasă de un alt bărbat. Și el spune, draga mea, nici eu în 70 de ani am fost atras de alți bărbați. Momentul sincerității. Da, adevărul este că în căsătorie, dacă nu pui umor și bună dispoziție, se ofilește un pic relația. În proverbe găsim, moartea sau viața stă în puterea limbii. Cuvintele au o putere foarte mare. Aprecierile sunt foarte importante și cuvintele de încurajare. Adică omul de lângă noi așteptăm să fie cel care, atunci când suntem, când trecem prin încercări, când trecem prin greutăți, este foarte important să fie lângă noi. Este foarte important să ne comunice, sunt aici pentru tine, vei reuși. O să poți. Acum, cu condiția să nu încerce să ne repare. Apare o problemă și asta cuplul ar trebui să o știe. Femeia atunci când se plânge de problemele pe care le are, nu are nevoie să fie reparată.
nu are nevoie ca bărbatul să vină imediat cu o soluție. Eu am experimentat cu soțul meu, veneam de la, când lucram în televiziune, într-un regim, o televiziune mică în care făceam de la reporter de teren, la crainică de știri, realizator de emisiuni, făceam de toate. Așa cum se întâmplă în televiziunile mici. Și de multe ori apăreau conflicte, erau televiziune seculară, apăreau conflicte între colegi, apărea oboseala, oboseala iarăși un element care distruge relația. Și mergeam acasă și mă plângeam. Și el îmi spunea, renunță la servici. Adică soluția era simplă pentru el. Dar nu-mi doream asta. Eu îmi doream doar să mă asculte. În acest sens am pregătit un filmuleț foarte sugestiv în care bărbații trebuie să înțeleagă că atunci când soția lor se plânge, doar să-i întindă umărul, doar să-i arate că e acolo pentru ea și o înțelege. Nu avem nevoie să fim reparate. Dacă vrem să fim reparate, cerem explicit asta. Mulți bărbați se simt datori să ne găsească soluții. Să vină cu soluții. Pentru că felul de a gândi, apropo de diferențele de gândire între bărbați și femei, bărbații gândesc în acești termeni. Dom'le, ai o problemă, înseamnă că ai nevoie de soluție. Eu ți-o dau. Ei iau inițiativ. Da, iau inițiativ. Hai să vedem filmulețul. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless, and I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail out. See, you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like... There's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on! Ow. If you would just... Don't! Try to see things my way. Deci nu este vorba despre cui. Asta trebuie să înțeleagă bărbații. Și asta este o metaforă pentru orice problemă ar avea femeile. Cred că unul dintre limbaje este și felul în care ascultăm, să fim ascultați. Și ăsta e un limbaj pe care îl avem toți. Da. Dacă în limbajul declarațiilor contează ce spunem, în limbajul timpului în doi contează să ascultăm. Contează să tăcem și să ascultăm. Dacă înainte de căsătorie spuneam ne facem timp să stăm împreună, cascada vieții sau intrăm în vâltoarea vieții și începem să fim preocupați de servici, de casă, apar copii, suntem într-o goană continuă și foarte puțin mai avem timp de a petrece împreună. Și atunci când ajungem să avem un timp împreună, asta nu este de a contabiliza. Ai plătit factura cu tare, ai dus copilul la not, ai reparat mașina, ai băgat benzină, ai făcut cumpărăturile astea. Nu despre asta e vorba. Este vorba de a comunica acele lucruri adânci, acele lucruri legate de suflet, de îngrijorările prin care trecem, de a plânge pe umărul celuilalt, de a împărtăși din lucruri mai profunde. Ceea ce trebuie să știe părinții că atunci când avem fete și băieți în familie, băieții nu pot să comunice foarte bine dacă ne așezăm așa la masă, cum stăm femeile și ne privim în ochi și ne spunem problemele.
pe băieții inhibă puțin. De aceea și bărbații trebuie să-și exerseze, după ce trec de perioada romantică, trebuie să exerseze această privire în ochi în continuare. Nu că n-ar face-o, dar de multe ori sunt atrași de televizor, de laptop, telefon. De telefon, așa, și privit în ochi. Iar pentru noi femeile contează foarte mult să fim privite în ochi. Dar asta am descoperit cu copiii mei când cu Filip, umăr la umăr, făcând ceva la bucătărie, împărtășeam cu el din micile lui probleme școlare, ce puteau să fie, sau experiențe, și se deschidea și era foarte confortabil. Dar niciodată când stăteam așa față în față, atunci era foarte inhibat. Da, și tendința noastră e să ne spune ceva important, să ne oprim, să stăm față în față, și atunci el nu mai spune. Da, în schimb cu fetele n-a fost așa. Fetele, eu fiind o mamă colerică și mă mișc și sunt multitasking și vreau să fac mai multe lucruri deodată, îi spuneam, hai spune-mi timp ce spăl vasele, tu poți să-mi spui. Și spunea, nu, pentru că nu mă asculți, te rog să te uiți în ochii mei. Și asta a cerut și tatălui la un moment dat, când ne-am dat seama cât de important este. Timpul în doi nu înseamnă numai asta, să ne privim ochi în ochi și am vorbit lucruri mai mult decât superficialități, înseamnă și a face lucruri în doi. A călători împreună, a ne însoți în locuri în care de regulă bărbații nu merg, la shopping, de exemplu, sau la pescuit. Sau unde femeile de obicei nu merg. Unii bărbați care au acest limbaj al iubirii se simt neiubiți, nu pentru că nu li se spun declarații sau complimente sau așa, ci spun, ea nu vine niciodată cu mine, nu știu, într-un loc unde îi place lui. Iar a exprima iubirea în limbajul timpului în doi înseamnă a-l însoți pe celălalt acolo unde el știe că nu-ți place să mergi, dar ești cu el și el știe că o faci pentru că îl iubești. Și asta îi comunică lui că este iubit. Un singur lucru aș vrea să revin la declarații. După căsătorie și după câțiva ani de căsătorie, începem să ne permitem să criticăm. O facem și eu am făcut-o. Și să cicălim. Noi femeile avem impresia că dacă el nu e așa cum vrem noi, dacă o să-i spunem de foarte multe ori, s-ar putea să se schimbe. Și este foarte greșită abordare, pentru că de regulă, în urma criticilor și a cicălelor, bărbații ridică un zid de protecție în jurul lor și fie își fac o protecție mentală în care nu mai aud ce spunem sau își schimbă anumite comportamente. Și foarte repede vă spun povestea a doi tineri care s-au îndrăgostit, s-au împrietenit, ea îl complimenta tot mereu, el avea acest limbaj al declarațiilor, îl susținea, îl încuraja, cuvintele erau la ordinea zilei, el s-a îndrăgostit de ea tocmai pentru că era fata care îi spunea, i-a spus cele mai multe cuvinte de încurajare, aprecieri, complimente și așa mai departe. S-au căsătorit, dar tânăra mireasă a considerat că acum sunt căsătoriți, de ce ar mai avea nevoie el să îi facă atâtea complimente, de ce ar trebui să-i spună cuvinte de încurajare, adică acum sunt împreună și chiar nu mai e cazul. Dar el a început să se simtă nesigur de iubirea ei și a pus-o pe seama faptului că nu îl iubește, nu că ea și-a schimbat oarecum abordarea. Ce face un bărbat care nu se simte iubit? Stă mai mult la servici de obicei. Și a început să întârzie tot mai mult acasă, pentru că bărbații, și-a căutat un refugiu, asta este. În momentul în care el a început să întârzie acasă, ea a început să-l critique și să-l cicălească, adică i-ar fi târziu acasă, dar te-am așteptat să facem nu știu ce. E, pe măsură ce ea punea tot mai multă povară și încărcătură de critică pe el, el devenea din ce în ce mai nesuferit și ieșea tot mai tare din legătura emoțională. Socotind că dincolo de jigniri era tot mai puțin dispus să investească în relații. Când o femeie ajunge să se relaționeze la soțul ei în acest fel, prin critică și cicăleală, acum vreo 2 sau 3 ani a apărut o piesă celebră a lui Tudor Chirilă, Vama perfect fără tine.
Nu știu dacă s-aduce aminte. Da, da, da. Da? Atunci zice, mulțumesc frumos, n-am nevoie de... Nu mai urla, se aude în bloc. Mulțumesc pentru lecțiile care mi le dai, o iau din loc. Și atunci el pleacă. Acum, un bărbat care preferă declarațiile se va simți nu numai neiubit, ci și rănit, ofensat sau chinuit dacă mereu este criticat și cicălit. În plus, bărbații asociază iubirea foarte mult cu respectul. Adică, un bărbat, dacă îl vei întreba... Spun studiile, între a fi iubit și a fi respectat, va alege respectul. Și asta cred că o știm acum. Hai să, n-o să zic mai departe. Ce mai pot face împreună cei doi? Rugăciunea împreună. Foarte puține cupluri, zic, din păcate, poate că e o prejudecată de-a mea, nu se roagă împreună. Și nu împărtășesc din cuvântul Domnului împreună, nu fac activități spirituale împreună, pentru că în rugăciune ar trebui să fii vulnerabil și uneori din teamă, dintr-un orgoliu masculin, dintr-o teamă feminină, nu vrem să fim vulnerabili și atunci evităm să ne rugăm împreună. Dar este un tip extraordinar de bun de consolidarea relației în rugăciune. Urmează un limbaj foarte... care ne place foarte mult. Cadourile. Am auzit o poveste. Cornel îi face cadou bunicii și tatăl îl întreabă, ce cadou ai făcut bunicii? Ca să-l pui sub bradul de Crăciun, trebuia să fie o surpriză. Și băiețelul zice, de 7 ani, spune, poate avea 9 ani, nu contează, era micu. Zice, o minge de fotbal. Zice, băi, Corneluș, dar bunica nu joacă fotbal. Păi zice, și ce dacă? Bunica cum mi-a putut face cadou cărți anul trecut? Acum, asta are o poantă, n-am vrut să o explic, dar ați înțeles-o. Darurile sunt simboluri concrete ale iubirii. De multe ori nu atât valoarea cadoului ne interesează foarte tare, cât semnificația lui. S-a gândit la mine. Adică mă cunoaște și știe ce-mi place. Și și-a luat din timpul ei sau al lui, da. Și a căutat ceva și mă gândesc că în acel timp eu am fost pe lista de priorități a acelei persoane care vine și îmi face cadou. Cei care vorbesc acest limbaj așteaptă, dacă, hai să spunem, o femeie are acest limbaj, dacă soțul pleacă într-o delegație, așteaptă să vină cu ceva acasă. Dacă copilul are acest limbaj de iubire, de câte ori intră tata în casă, îl caută dacă are o bomboană în buzunar. Dar sunt copii care nu se bucură de cadouri. Și avem tendința să îi criticăm, să îi judecăm și să spunem, ești nerecunoscător, doar ți-am adus o sanie. Eu nu vorbesc acest limbaj de iubire și într-o iarnă tata a venit cu o sanie. Și am spus, mulțumesc frumos, arată bine. Și am plecat în cameră. Și tata s-a supărat. Și mama a trebuit să-i explice că fiica lui nu se entuziasmează la cadouri. Dar asta nu înseamnă că nu i-a plăcut ce cadou a primit. Eu eram în discuție. Astăzi, părinții abuzează prea mult de cadouri, neglijând celelalte aspecte, de exemplu timpul sau cuvintele. Un copil care nu are limbajul cadourilor, atunci când vii acasă, o să-ți spună mulțumesc pentru cadou, dar o să te cheme să te joci cu el. O să te cheme să-ți arate ce a făcut la grădiniță. Și atunci noi părinții ar trebui să fim atât de înțelepți să înțelegem că copilul este bucuros de cadou, dar nu este limbajul lui de iubire. Și ca să-l faci să se simtă iubit, du-te și joacă-te cu el. Am găsit o melodie extraordinar de frumoasă, nu am acum versurile la mine, în care în esență spune așa, copilul meu s-a născut, eu eram în drum spre aeroport. Când am venit acasă, a spus, tată, vine, o să te joci cu mine, și tata spune, nu am timp acum, lasă că o să ne jucăm mai târziu, și zice, anii au trecut, și am spus, tată, hai să batem mingea, și tata a spus, acum nu am timp, dar să o facem mai târziu. Și spune, anii au trecut, băiatul a devenit adolescent,
Și a venit să îmi ceară cheile de la mașină și atunci am spus, n-ai vrea să stăm de vorbă? Și băiatul spune tatălui, da, mai târziu. Și refrenul acestei melodii... voi veni să vezi cum ne vom veseli. Da, asta da, dar refrenul este, ca tine voi fi. Tată, ca tine voi fi. Tot ceea ce noi facem cu copiii în copilăria lor sunt obiceiuri, sunt modele comportamentale care se întorc. Acest tată care și-a neglijat copilul, așa spune cântecul, în perioada copilăriei, toate s-au întors. Când el a îmbătrânit, băiatul era mare la casa lui și când tatăl îl sună, vin, aș vrea să stăm de vorbă, el spune, știi, tată, am atâtea probleme. Copiii sunt bolnavi, nu pot să vin, dar o să vin într-o zi. Și tata spune, și mi-am dat seama, exact ca mine a devenit. De aceea trebuie să fim foarte înțelepți în felul în care ne exprimăm dragostea. Un alt limbaj este cel al serviciilor. Aici părintele modern, mă leg acum de părinți, eu spun că slujim prea mult copiilor. Facem mult mai mult decât ar avea nevoie să facă. Serviciile sunt din nou un limbaj puternic de iubire, pentru că s-ar putea ca complimentele să nu te încânte. Cu timpul, dacă îl planifici, îl poți rezolva, dar dacă el sau ea nu face nimic pentru tine în mod, mod necondiționat, să te simți neiubită. Eu am acest limbaj al serviciilor și soțul meu de multe ori îmi spunea te iubesc și îmi făcea complimente și eram atât de într-un mod destul de rece îi spuneam, nu-mi spune că mă iubești, mai bine aspiră, mai bine fă ceva pentru mine, pentru că ăsta e felul în care, dar înainte de a ști că astea sunt limbajele iubire, după aceea am decodificat și mi-am dat seama, de fapt, așa mă simt iubită și dacă faci ceva pentru mine, consider că poți să nu-mi spui că sunt frumoasă, nu astăzi, mâine poți să-mi spui, glumesc. Avem nevoie, unii se exprimă în acest fel. Mă întorc la copii. Copiii învață slujirea din felul în care noi ne slujim unii altora. Și ei o învață asta. Dar n-ar trebui să le slujim mai mult decât e nevoie. Adică dacă un copil la 3 ani poate să se îmbrace, să se încalce singur, de exemplu, noi doar să le legăm și returile, ar trebui lăsat. Cum aud astăzi că sunt copii care încă la 10 ani mama îi face ghiozdanul, încă la 12 ani mama îi face curățenie în cameră și alte lucruri care nici de cum ne ajutăm să învățăm să slujească, ci să fie mereu serviți. Și aici din nou, asta ar fi o emisiune despre parenting. Da. În ultimul rând, atingerile fizice sunt vindecă. Dincolo de faptul că s-au făcut studii în acest sens, inclusiv experimente în timpul celui de-al doilea război mondial, bebeluși care au fost nou-născuți doar hrăniți, schimbați ca să fie curați, dar n-au fost îmbrățișați niciodată, s-a semnalat că până la un an fie au murit, fie au rămas cu handicapuri emoționale puternice. Asta înseamnă că avem nevoie să fim îmbrățișați, să fim pupați, iar copiii au nevoie de asta în primul rând. Avem nevoie de tandrețe, de mângâieri și acesta este un mod puternic în care ne comunicăm iubirea. De la atingeri fizice, sigur, viața intimă își are conotația și înțelesul foarte important într-un cuplu. Adică se știe atunci când viața intimă nu merge bine, sunt afectate toate celelalte aspecte. De aceea, femeile trebuie să aibă înțelepciunea să nu mai creadă, este acea sintagmă, dragostea pentru un bărbat trece prin stomac. Și multe femei se limitează doar la au fost foarte dezamăgite că ei voiau o altfel de hrană, nu cea fizică. Acum, gândindu-mă la copii, ei trebuie iubiți în toate cele 5 limbaje. Ei trebuie îmbrățișați,
trebuie să li se slujească la nivelul de care am spus. Au nevoie să primească cadouri, au nevoie să primească timp, să li se acorde timp, și aici cred că noi părinții secolului 21 suntem cei mai deficitari în a sta cu copiii, a le acorda timp. Și vreau să spun că merită să-ți faci timp, pentru că în economia unei vieți întregi cel mai puțin timp îl petrecem în vârsta copilăriei, și așa de repede trec ani și ei pleacă de acasă, și pe când te-ai calificat ca și părinte nu mai ai obiectul muncii, iar categoric declarațiile trebuie, cuvintele de încurajare și de apreciere trebuie rostite peste copii în sens de binecuvântare și nici de cum de blestem. Toate cuvintele negative pe care le rostim peste copii au o conotație de blestem, adică când spui ești prost, nu ești în stare de nimic, nu o să fii în stare de nimic. Copilul ajunge să împlinească cuvântul tău în mod profetic. Deci trebuie să fim foarte atenți la ce rostim. Noi în cuplu avem nevoie foarte tare de asta, să fim încurajați, să fim apreciați. Este important să știm limbajul de iubire al celuilalt pentru a-i vorbi în limbajul lui, iar partenerul trebuie să știe limbajul meu ca să vorbim fiecare pe limba celuilalt. Desigur, trebuie să învățăm limbi străine. Uneori ni se va părea că sunt un ipocrit, adică eu nu sunt cu tandrețurile, așa cum ce ar trebui să mă duc să-l îmbrățișez și să-l mângâi pe soțul meu, mă simt ipocrită. Nu-i despre tine, îi despre soțul tău. Vrei să se simtă iubit? Fă lucrul ăsta. Dacă de 1000 de ori o să-l mângâi, s-ar putea să-ți vină natural să o faci după aceea. Dacă el știe că tu ai nevoie de cuvinte de apreciere, de încurajare, și ai nevoie de ele zilnic, el o să spună, da, acum, chiar în fiecare zi să-i facă un compliment? Da, pentru că nu-i despre tine, este despre ea, se va simți iubită. Rezervorul iubirii se umple și să vezi cum revarsă ea iubirea. Deci lucrurile astea trebuie învățate, experimentate, trăite și cu iubire parcurgem ani, zeci de ani de căsătorie. Mulțumim, Corina! Timpul s-a scurs foarte repede, dar oricum au rămas și întrebări care nu am mai putut să le punem. Oricum ne putem lua multe teme de casă și asta vreau să mă încurajez în primul rând pe mine, cât și pe cei care ne-au urmărit, să trecem, să inventariem toate aceste limbaje atât de diferite ale iubirii, declarațiile, timpul de calitate petrecut împreună, cadourile, serviciile și atingerile fizice, și să vedem unde am rămas în urmă, să vedem care este limbajul preferat sau limbajele acelor din casele noastre și să nu fim zgârcite. Să dăruim, pentru că cel care seamănă cu lacrimi, spune Scriptura, va semăna cu cântări de bucurie. Și cred că vom avea niște oameni împliniți care vor revărsa apreciere și prețuire și înspre noi. Da, asta ne dorim. Recomand tuturor să citească această carte. Este un autor creștin și este o carte foarte valoroasă. Mai mult decât citit, aplicat. Și de fapt sunt două cărți, una pentru cupluri, cele 5 limbaje ale iubirii, care se aplică în viața de căsătorie, soț-soție, și cealaltă este pentru să știm cele 5 limbaje de iubire ale copiilor, să știm cum să ne iubim copii. Da, acum Gheric a scris mai multe, a scris și pentru bărbați, a scris și pentru relațiile de muncă, sunt multe cărți acum, trebuie doar căutate. Lectură plăcută, tuturor le dorim. Mulțumesc și îți doresc și ție multă putere în continuare să ajuți oamenii, așa cum îți place să faci. Dragii noștri, ne luăm rămas bun, să nu uitați de temele de casă, adică să exersați toate cele 5 limbaje ale iubirii cu toți cei din casa voastră și de la serviciu, bineînțeles în limitele în care ne încadrează cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel vom face lumea un loc mai bun, un loc mai frumos, un loc în care oamenii se vor simți bine. Și așa cum spune un alt mare autor, Bill Johnson, cerul va coborî pe pământ. Și așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Vă invităm să urmăriți o nouă ediție săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.